Doamna Tatoi a început să vorbească urât. Dacă intri într-un birou, da? Da. Și asculți ce discută fetele alea în birou respectiv, crezi că discută de inflație, de prețul pâinii, de iradierea fructelor? Dacă miții s-a putut... Vai, doamnă! Dar parcă tot e mai bine să auzim asta din gura doamnei Tatoiu. Dacă miții s-a putut... decât să o vedem la TV pe individa următoare. Am observat, am fost în Anglia de curând, am trecut un pic prin Anglia. Vai, fată, dar ce te mai strâng chiloței ăia, tetra! Hai, trage, trage de ei bine! Nu te jena că ești la televizor și că te văd cei 10 telespectatori ai lui Brancu. Dar mai trage tu mult de ei, că în curând or să-ți țină și loc de sutien. Am observat, am fost în Anglia de curând, am trecut un pic prin Anglia. Și Adriana Bacmaimuțeanu e slobo de la gură. Trebuie să înveți să-i tragi puța, dacă nu știu, o să te învețe prigoană. Vorbesc serios! E treabă de bărbat, să știi, cu trasul puței. Bine, mai discutăm, măruță, mai discutăm. Deci e o chestie, la băieți trebuie să li se tragă puțulica. Credem că mămăruță habar n-are ce-l așteaptă. Ar trebui să-l cheme în fiecare seară pe prigoană să-i mai arate câte o chestie nouă. Te învață prigoană cum? Numai o secundă, poți să spui de când începe activitatea asta? Păi poți să începi de peste o săptămână, două, ar trebui să te antrenezi. Am înțeles, se fac flotări înainte? Nu, trebuie ceva? Totul cu foarte mare grijă. Da. Da. De la voi cine se ocupă de treaba asta? Prigoană. Rămâneam în domeniu cu Mircea Solcanu la naiba. Că de tot băiețele și el. Iar de acum nu mai este singură la casă. Ia uzi cum arată o seară romantică din viața lui. Stai să vă povestesc ceva. Eu eram și mă uitam la televizor cu o altă prietenă homosexuală, așa, cu caveliuța strângă așa. Și ziceam, ia și ea. Am uitat pe Bogdan Vladan, ce drăguț este. Mori, fă. Și mai și cântă. Asta se râzând, mai duc o dată. Deci flăcăul ăla, sau cum îl cheamă pe manechin, e flatat tot, dar priviți ce moacă siderată are Cabral. Credem că mai rezistă așa o povestioară două despre prietena lui Solcanu și apoi îl ia la șuturi. Am uitat pe Bogdan Vladan, ce drăguț este. Mori, fă. Și mai și cântă. Asta se râzând, mai duc o dată. Nu aplaudați, că nu de aplaudat aici. Ba da, tragi puta. Nu, auzi, vreau să le cer celor de la CNA să ne dea bani înapoi. Da. Acum câțiva ani am plătit noi amendă pentru că am zis despre omul ăla că ar fi, nici măcar n-am zis. Da, știu. Dar are o prietenă homosexuală. Da, și sunase una lesbiană la ușă și în momentul ăla, mă rog, n-are rost să povestim toată treaba asta. Da. Apropo de copii, ce noroc că am fetiță. Tu ce faci, Mișu, la băiat? Cronica Cărcotașilor și Chistrevăl te trimit săptămâna viitoare la Budapesta. Trimiteți chifteluți.